Bine v-am găsit, nu e foarte clar până în acest moment câte cereri există, însă ceea ce știm cu siguranță până în acest moment este că sunt trei situații diferite în care românii pot să cearnă urna mobilă la aceste alegeri. În primul rând sunt persoanele care se află într-un grad de invaliditate. Asta înseamnă că pot să ceară urna mobilă pe baza unor documente medicale care justifică această stare de sănătate. Vorbim pe de altă parte despre persoanele infectate cu COVID-19 care pot să ceară urna mobilă. Ele trebuie să prezinte pe lângă cererea pe care o adresează președintelui secției de votare și biletul de externare din spital care confirmă diagnosticul, împreună cu acea indicație de izolare la domiciliu sau testul COVID-19 făcut în ultimele 14 zile care este negativ. De asemenea, sunt persoane care stau în carantină la domiciliu, fie că sunt contacti direcți ale unor persoane infectate, fie că s-au întors dintr-o țară aflată pe lista roșie. Ei bine, aceste persoane pot să-și exercite dreptul la vot, trebuie să facă o solicitare către președintele secției de votare, iar aceasta trebuie să fie însoțită de decizia Direcției de Sănătate Publică care le-a indicat izolarea la domiciliu. Important de precizat acest lucru este și faptul că odată ce președintele secției de votare decide că cineva merge cu urna mobilă, trebuie să fie minimum 2 membri ai secției de votare. Mulțumim foarte mult, Vlad Ungar, pentru toate aceste informații.